Doamnelor și domnilor, bună seara! De aici, de la Mănăstirea Caraiman, sunt Rafaelo Varga. În mai puțin de o oră vom primi vestea că Hristos a înviat. După 3 zile de doliu, după 3 zile de suferință, vom înțelege cu toții că Dumnezeu l-a oferit pe singurul său fiu pentru ca noi toți să avem viață veșnică. Este o dovadă de iubire din partea lui Dumnezeu, dăruindu-l pe singurul său fiu, pentru ca toți aceia care credem în Dumnezeu să avem parte de rai. Este promisiunea pe care Dumnezeu o scrie în Biblie și pe care ne arată în semn de iubire. Despre tot ce înseamnă această declarație de iubire, despre ce înseamnă această seară în care vom primi vestea învierii Domnului, discutăm de aici, din studioul mobil al Metropola TV, de la Mănăstirea Caraiman. Și am doi invitați excepțional cu care vom discuta toate aceste subiecte. Este vorba despre teologul Cornelius Florin Stoica. Bună seara! Bună seara! De asemenea, Mihail Mihalache este student la teologie și cântăreț aici la Mănăstirea Caraiman. Bună seara și ție! Bună seara! Aș vrea pentru început să le mulțumesc celor de aici de la mănăstire, să le mulțumim pentru că au acceptat să transmitem din acest loc despre care aș putea spune că este sfânt. Despre această mănăstire vom discuta în partea a doua a emisiunii. În următoarele 60 de minute, doamnelor și domnilor, până la momentul în care vom primi vestea învierii Domnului, vreau să discutăm despre tot ce a însemnat acest post de 40 de zile. Este cel mai negru post, este cel mai aspru post. De ce? Pentru că prin acest post putem spune că păcatele ne-au fost iertate. Anul trecut am transmis de la Mănăstirea Argeș, iar în acest an suntem și sunt bucuros să transmitem de aici, de la Mănăstirea Caraiman. Cornelius Florin Stoica, haideți să vorbim puțin despre acest post, despre ce a însemnat ultima săptămână și ce urmează de acum încolo. Iată că am trecut de perioada aceasta a postului, suntem așa pe ultima sută de metri, ca să spun așa. Postul cel mare semnifică aceste 40 de zile de post, post pe care l-a ținut și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și pe lângă acest post de 40 de zile, mai avem și postul din săptămâna patimilor. Care cred că este cel mai important și în care cei mai mulți aleg să, pe care cel mai mulți aleg să-l ducă la bun sfârșit, pentru că este, eu cred că și energia și vibe-ul, dacă vrei așa, într-un spirit tineresc, te înconjoară și te îndrumă să ții post, să fii smerit în această săptămână mai mult ca oricând. Tot postul este important. Pentru un creștin practicant, cu siguranță tot postul este important. Însă, într-adevăr, poate avem greutăți, încercări, ispite, doar suntem oameni, dar trebuie să ne comportăm precum atleții. Un sportiv de performanță nu poate face performanță dacă nu și cade de câteva ori. Sfântul Serafim de Sarov spune foarte frumos despre post. Spune că nu a mânca rar înseamnă postul, ci a mânca mai puțin. Nu înseamnă să mănânci atât de mult cât înseamnă să mănânci mai puțin, pentru că postul, de fapt, înseamnă înfrânarea. Să ne imaginăm postul ca un iceberg. Un iceberg vedem doar vârful lui, da? Nu știm ce este și de dedesubt. Postul acesta, dacă vedem pe cineva că mănâncă de post, postul, de fapt, este mult mai profund. Postul se îmbină și cu rugăciunea și cu faptele bune, cu faptele de milostenie și cu iertarea. Și mai ales trebuie să ne cerem și iertare, să știm să ne cerim iertare. Cred că asta e mai greu un pic. Da, dar cred că pe lângă a ne cere iertare este să conștientizăm ceea ce am făcut, corect? Și dacă într-adevăr conștientizăm pe bună dreptate relele, poate relele sau nedreptățile pe care le-am făcut, cu siguranță e un prim pas înspre iertare. Pacea e mai bună decât dreptatea. Dacă ar fi să avem discuții pe acest subiect, în sensul că dacă sunt certat cu tine, spre exemplu, și cu toate că eu poate nu am greșit, este mai bună pacea. Chiar dacă nu am greșit, este bine să mă smeresc și să vin să-mi cer iertare, pentru că, de fapt, scopul meu care este? Este să mă împac cu tine. Și mai ales că este, iată, și această perioadă foarte importantă, ne apropiem și de învierea Domnului și cum este și în cântarea învierii, să iertăm toate pentru înviere. Și să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi. Pentru că, așa cum spuneai în deschiderea acestei emisiuni, Dumnezeu este iubire și noi trebuie să punem în practică această iubire. Dacă stăm să ne dușmănim așa unii cu ceilalți, nu vom ajunge nicăieri și nu vom ajunge să trăim învierea așa cum trebuie. Bun. Mihail Mihalache, ești teolog, ești la început de drum în acest domeniu. Cum ai trăit tu ultima săptămână? Ce a însemnat pentru tine? În această seară ești reprezentant al acestei mănăstiri. Da. E bine, ultima săptămână a fost trăită la maxim, aș putea spune.
foarte intens, pentru că noi știm că postul s-a terminat, cel de 40 de zile. Acela a reprezentat perioada ascetică, perioada de nevoință, în care și în calitate de tineri și în calitate de teolog am fost cu toții chemați să ne cunoaștem mai bine. A fost o ocazie de introspecție și o oportunitate de a ne demonstra nouă înșine că sunt anumite lucruri pe care le putem îndrepta și de care ne putem lipsi. Apoi, ultima săptămână nu a mai fost la fel, bineînțeles, a reprezentat o săptămână mistagogică, o săptămână de împreună pătimire cu Mântuitorul Hristos, pe care am îmbinat-o cu ascultări și cu multe treburi, pregătiri în așteptarea Marelui Praznic, dar și cu frumusețea liturgică a slujbelor și a cântărilor pe care le-am avut ocazia să le retrăim și săptămâna aceasta. Vedeți, doamnelor, domnilor, în imagini se strâng oameni aici la Mănăstirea Caraiman, acolo în Israel, în jurul orei 17 ora României s-a dat vestea că Hristos a înviat. Și în câteva minute, în câteva zeci de minute, undeva la 40-45 de minute, toți credincioșii de pe tot teritoriul României vor primi lumina sfântă adusă de la Ierusalim. Aș vrea să vorbim puțin, Cornelius, despre această lumină. Cum este, de fapt? De unde vine această lumină? Dacă nu mă înșel, parcă la ora 14 și un sfert s-a pogorât lumina sfântă. La ora 17 a ajuns la noi. A ajuns la noi prin delegația Patriarhiei Române și iată, această lumină va ajunge în toate eparhiile din țară. Cât de important este să avem această lumină în casă? Știi ce este cel mai important? Să avem lumina credinței în suflet. Cred că trecem prin această perioadă în care vedem cumva, n-aș spune un marketing, dar vedem cumva la nivel de suprafață. Venim, luăm lumină și plecăm acasă. Nu asta este esența acestei sărbători, da? Martorii ai învierii sunt cei care rămân și la slujbă, rămân și la Sfânta Liturghie. Nu este suficient să venim, luăm lumină, ne-am făcut un selfie, am postat pe Facebook, pe Instagram. Că trebuie să facem prezența pe Facebook și ne-am dus acasă. Aceea este pur și simplu o candelă cel mult. Lumina Sfânta Învierii este atunci când noi suntem martori ai Învierii. Și când suntem martori ai Învierii? La Sfânta Liturghie. Când participăm la Sfânta Liturghie. Când ne mărturisim păcatele înainte de acest mare praznic și dacă avem dezlegare de la duhovnic, ne și împărtășim, adică ne unim cu Dumnezeu. Devenim una cu Dumnezeu. Asta este lumina. Bun. La ora 12 vom auzi cu toții cântându-se acea cântare minunată și veste minunată, Hristos a înviat, pentru toți aceia care cred în El. Este, așa cum am spus la început, dovada lui Dumnezeu de iubire pentru noi credincioși și cei care suntem pe pământ, pentru ca oricine crede, spune Biblia, să aibă viață veșnică. În această perioadă, cel puțin în ultima săptămână, atunci când avem momentul nostru cu noi și cu Dumnezeu, e important să conștientizăm tot ceea ce am greșit. Este oarecum deschis altfel cerul către rugăciunile noastre? Cu siguranță, cu siguranță. Și aș accentua foarte mult pe relația pe care trebuie să o avem noi față de semenii noștri. Pentru că între mine și semenul meu există o relație de interdependență. Iar despre acest lucru cel mai bine ne vorbește Părintele Dumitru Stăniloae, mai ales în volumul Chipul Evanghelic al Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că în veșnicie raportul dintre mine și semenul meu va conta enorm. Vom pleca cu toții pe lumea cealaltă cu toate amintirile și cu toate faptele pe care le-am făcut în timpul vieții, raportate mai ales la cel de lângă noi. Săptămâna aceasta, cum am spus, a fost o ocazie de introspecție și mai ales pentru cei tineri, consider că trebuie percepută ca pe o săptămână taumaturgică și o perioadă de post, o lună taumaturgică. Deoarece, așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur spune, biserica este spital, nu tribunal și Sfânta Împărtășanie și tainele bisericii au un efect taumaturgic, un efect de vindecare. Iar pentru noi cei tineri care cel mai adesea ne rănim poate prin anturaje, prin vâltoarea lumii cotidiene, prin ceea ce este în jurul nostru, cel mai mult are efect taumaturgic prezența noastră în cadrul slujbelor și în cadrul bisericii.
Toți trei de aici suntem foarte tineri. Pentru cei de acasă care ne urmăresc, cei care sunt deja la vârsta a doua, aproape chiar vârsta a treia, știm cu toții că sunt foarte credincioși sau cel puțin mult mai îndreptați spre biserică. Dar cât de important este ca această îndreptare să fie de la o vârstă cât mai fragedă? Eu știu că, da, dacă ai o relație personală cu Dumnezeu, dacă ai o relație personală cu biserica în general, ești mai ferit de toate aceste pericole care apar în viața de zi cu zi. Dar hai să le explicăm oamenilor de ce e important să avem o relație personală cu Dumnezeu și mai apoi o relație personală cu biserica. Pentru că ai atins acest punct al vârstei, cred că Dumnezeu apare în viața fiecărui om nici mai devreme și nici mai târziu. Și drept exemplu avem pe tâlharul de pe cruce care, iată, a făcut toate relele pământului și printr-o mărturisire cât se poate de sinceră, a primit raiul. A zis Mântuitorul, astăzi vei fi cu mine în rai. Tâlharul spunându-i anterior, Doamne, pomenește-mă când vei veni într-o împărăția ta. Deci Dumnezeu apare în viața fiecărui om, așa cum am spus, nici mai devreme și nici mai târziu. Este adevărat că avem această educație, poate majoritatea dintre noi, din partea bunicilor. Iată, această credință s-a mărturisit prin viu grai. Și în special prin fapte, văzând la bunicii noștri, poate mai ales, cum ei merg la biserică, cum mi-aduc aminte și din copilărie, în această perioadă mergeam cu bunica la biserică, tot așa luam lumină, stăteam la slujbă și ne întorceam acasă și simțeam această bucurie pe care atunci poate nu o înțelegeam pe deplin, dar era ceva în suflet care depășea pur și simplu acest lumesc, de înțelegere. Da, acest lumesc al lucrurilor. Importanța dintre noi și Dumnezeu este cât se poate de importantă și aici fiecare o înțelege în felul său, exact. Pentru că nu este suficient doar să iei o carte de rugăciuni, citești textul de acolo, dacă tu nu trăiești ceea ce citești, dacă nu treci prin filtrul inimii, să înțelegi că rugăciunea pe care o faci este comunicarea cu Dumnezeu. Și mai ales, poți face o rugăciune din adâncul inimii tale, cu propriile tale cuvinte, Dumnezeu ascultă orice fel de rugăciune, dar, repet, important este să conștientizezi ce spui. Aceasta este comunicarea cu Dumnezeu și nu este suficient doar să te rogi, așa cum spuneam că și în perioada postului am făcut fapte bune, am ținut post, dar cred că nici rugat. Nu e suficient, nu e suficient nici să facem fapte bune doar în această perioadă, pentru că suntem încărcați oarecum de emoție. Nu. Că faptele nu se bune... face primăvară cu floare. Faptele bune trebuie să le facem tot timpul și să știi că fapta bună înseamnă pur și simplu și a face un om mai fericit, a-i aduce un zâmbet pe chip. Poate că, iată, trăim și în era aceasta tehnologiei. Ne-am obișnuit cu rețelele de socializare. Nu știu, ți-amintești ultima oară când ai sunat pe cineva drag? Sunat, nu mesaj? Am sunat chiar înainte cu... Și nu s-a simțit altfel persoana respectivă? Adică faptul că ai comunicat cu cealaltă persoană altfel decât printr-un mesaj, ai adus o bucurie. Dacă pe cineva ai văzut pe stradă că poate i s-a rupt plasa de cumpărături și îl ajuți pe unul respectiv să-și ridice cumpărăturile de jos. Și asta este considerat o faptă bună. Fapta bună este toată această faptă prin care tu nu treci nepăsător pe lângă cel de lângă tine. Adică să nu treci pe lângă el așa pur și simplu. Bun, cât de important este în această perioadă, pe lângă, sau nu neapărat în această perioadă, dar că vorbim de momentul învierii Domnului, cât de important este să iertăm? Să iertăm pentru că prin gestul pe care Hristos îl face, adică prin moartea sa și apoi înviere, de fapt ni se arată că suntem iertați. Suntem iertați, primim o a doua șansă. Păcatul cu care ne naștem nu se mai pune, pentru că prin moartea lui Dumnezeu, prin moartea lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, noi avem o altfel de șansă. Dar la rândul nostru, cât de important este să iertăm? Eu știu că, la fel, cuvântul lui Dumnezeu spune să iertăm de 7 ori a câte 7. Da, de 70 de ori câte 70 șapte. De ori, da. Dimineața iertăm. Ei bine, iertarea este o virtute care are la bază mai multe calități, aș putea spune. Consider că iertarea nu poate fi realizată fără iubire sinceră și milostivă și fără smerenie. Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dat cel mai sincer și cel mai desăvârșit exemplu al iertării.
Pentru că el era însăși iubirea, el era însăși persoana care iubea de plin, de săvârșit. De aceea, Sfinții Filocalci ne spun nouă că cel mai adesea noi ne supărăm pe semenii noștri din mai multe motive, printre care atunci când suntem mustrați sau atunci când suntem necinstiți. Toate aceste lucruri pleacă din iubirea de sine, iubirea păcătoasă pe care o avem noi față de noi înșine. Numai în momentul în care reușim să ne raportăm diferit la noi înșine, ne vom putea raporta corect și la cel de lângă noi și vom putea ajunge la virtutea iertării, virtutea profundă a iertării, nu la suprafață, așa cum adesea spunem, te iert, dar nu te uit. Numai când iubești pe cel de lângă tine, poți să nu-l uiți. Când îl ierți, așa cum Mântuitorul a iertat. Pentru că iubirea Mântuitorului a fost una extraordinară, imaginându-ne și noi, de fapt, contemplând cu adevărat la faptul că a reușit să iubească în contextul în care era respins. De aceea a putut ierta încă din momentul în care cei din jurul lui... Și să nu uităm, Mihail, cum a fost toată această săptămână, toate aceste 5 zile, cum a fost primit cu flori și cum a ajuns să fie condamnat pe nedrept la moarte. Da. Practic, încă o dată ni se arată și exemplul falsității sau exemplul duplicității, corect? Da. Perioada aceasta a Triodului și a Postului Mare este deosebit de profundă, mai ales plecând de la Duminica Vameșului și a Fariseului, în care contemplăm la falsitatea pe care o avem față de semenii noștri, raportarea greșită la suprafață, întotdeauna să arătăm că suntem într-o relație bună cu toată lumea, dar de fapt în realitate nu stau lucrurile așa și suntem iritați la cel mai mărunt lucru. Asta demonstrează că nu iubim cu adevărat și nu putem ierta cu adevărat și nici nu suntem smeriți. Deci toate sunt într-o interdependență, toate virtuțile în sine se leagă una pe cealaltă și așa cum virtuțile se leagă una pe cealaltă, așa se leagă și păcatele și patimile se întrepătrund. Cum este văzut dincolo de lumea aceasta materială, pe lumea aceasta pe care noi o putem vedea, iertarea din partea unui credincios? Iertarea pe bune, iertarea reală de care ne vorbea Mihail. Cum este interpretată, exact, din partea unui creștin care, deși știe că i s-a greșit, vine și iartă. Această iertare, în momentul în care vine din partea celuilalt, este pur și simplu o eliberare. Simțind că ai supărat pe cel de lângă tine, pur și simplu este o apăsare. Și chiar mi-aduc aminte de o pildă în care doi vecini erau atât de certați încât nu își mai vorbeau unul cu celălalt. Și fiind o comunitate destul de mică, într-o zonă rurală, bineînțeles că aveau același duhovnic. Și duhovnicul, știind pe cel care într-adevăr greșise, îi tot spunea la taina spovedanii să-și ceară iertare de la celălalt, dar nu și-a cerut iertare. Și iată că tot în noaptea învierii ajung cei doi vecini în biserică și parcă nu puteau să cânte Hristos a înviat. Adică simțeau așa o apăsare și un chin. Astfel încât în momentul în care s-a cântat la strană că să iertăm toate pentru înviere, acel vecin care greșise s-a dus la celălalt și i-a spus... Hristos a înviat. Și de aici s-au împăcat. Ce frumos. Deci, și asta este o faptă, să știi. Bun. Credința fără fapte este moartă. Pentru că mai avem puțin timp din cea de-a doua, din prima parte și pentru că tu urmează să te duci, pentru că tu vei cânta în biserică, vorbește-ne puțin despre această mănăstire Careman. Mănăstirea Careman a plecat de la inițiativa părintelui, preacuviosului părintului nostru Gheronte Puiu, în anul 1998, când printr-o întâmplare deosebită, părintele a simțit ca o responsabilitate primită chiar din partea Maicii Domnului printr-un vis să construiască o mănăstire într-un loc specificat de Maica Domnului. Și iată că cred că cel mai bine personalitatea părintelui Gheronte Puiu se poate observa în prezent din ceea ce vedem. Părintele Puiu a fost un iubitor al frumosului și așa cum și marele romancier Dostoevski spune frumosul va salva lumea,
cu siguranță Părintele Ghiurenț a aspirat către frumusețea pe care noi o putem vedea aici la mănăstire. Iar cei care n-au fost încă la Mănăstirea Caraiman, vă invit, doamnelor și domnilor, să o vedeți această mănăstire, pentru că este ca un colț de rai. Îți mulțumesc foarte mult, Mihail Mihalache, student la teologie. Revenim, doamnelor, domnilor, după o scurtă pauză de publicitate și discutăm despre ce înseamnă tradiție, despre ce înseamnă imediat după, despre ce trebuie să facem imediat după ce vom primi vestea învierii Domnului. Nu înainte de a-i mulțumi pentru această prezență aici a Metropola TV starețului arhimandrit David. Nu uita, lumina ești tu! Am revenit în direct, doamnelor, domnilor, de aici, de la Mănăstirea Caraiman, în mai puțin de 30 de minute, doamnelor și domnilor, vom primi vestea învierii Domnului. Vom afla, toți credincioșii, că Hristos a înviat. Aici, în platou, lumina de la Ierusalim a ajuns deja în studioul mobil al Metropola TV și suntem recunoscători părinților de aici, de la mănăstire, pentru că am primit deja această veste, vestea pe care o vor primi în mod simbolic toți credincioșii care sunt aici la Mănăstirea Caraiman și, desigur, toți credincioșii din întreaga țară, pentru că lumina a ajuns în jurul orei 17 la București și de acolo a pornit până în ultimul sat al acestei țări. Și continuăm discuția din platou. Îl avem invitat pe teologul Cornelius Florin Stoica. Discutam adineaori despre cât de important este să iertăm. Dar iertarea să fie primită ne ajută pe noi, cel care am greșit? Ne ajută și cu această ocazie spun că teologii sunt în calendar. Da. Mă consider absolvent al facultății de teologie, tocmai că ca să fiu un teolog trebuie să fii pur și simplu un exemplu pentru ceilalți. Nu am ajuns la acea măsură. Așa cum spuneam și înainte de pauza publicitară, ne ajută foarte mult și să nu ne gândim cumva din punct de vedere al câștigului, ca să spun așa, iert ca să fiu iertat. Nu. Adică nu trebuie să fim în această zonă în care să credem că putem să-L furăm pe Dumnezeu. Ori ierți din adâncul sufletului tău, ori trebuie să mai cugeți un pic cum să ajungi la această măsură de a ierta cu adevărat. Și, cum spuneam, ca să fim și noi iertați, trebuie să ai această smerenie în tine, să fii smerit cu totul, să știi să-ți ceri iertare. Bun. Nu știu cât de des mai auzim în ziua de astăzi, iartă-mă dacă te-am supărat, dacă ți-am greșit. Și în Biserica Ortodoxă, înainte de a se împărtăși credincioșii și în mănăstire mai ales, călugării, frații de mănăstire, maicile, surorile, chiar și simplii creștini în parohie, acolo unde au deprins această practică, își cer iertare unii de la ceilalți. De la cel care este în stânga, în dreapta, copiii își cer iertare de la părinți, soții își cer iertare între ei, fiinii de la nași și viceversa. Deci această iertare este cumva reciprocă, altfel nu te poți împărtăși cu trupul și cu sângele Mântuitorului dacă știi că te-ai certat cu cineva. Cum spun și Sfinții Părinți de altfel, dacă ești cumva certat cu cineva, lasă darul tău acolo, nu poți lăsa darul tău la Sfântul Altar, mergi și te împacă cu cel cu care te-ai mâhnit și apoi vină și adu-ți darul la Sfântul Altar. Ce frumos! Așadar, doamnelor, domnilor, dacă sunteți certați, dacă știți că aveți tensiuni cu un apropiat sau cu cineva, acum, până la miezul nopții, până când veți primi și dumneavoastră vestea învierii Domnului, haideți să ne împăcăm, pentru că despre asta este vorba. Vorbeam despre sacralitatea acestei sărbători.
Hai să mai vorbim puțin despre aceste 40 de zile în care ni se arată dragostea lui Hristos. O vedem în cărți, ni se exemplifică acolo, vedem și în filmele care s-au realizat. Vedem cât de iubitor este, cât de umil este Hristos, deși ar putea să fie, să vină ca un rege, ca un zeu, alege totuși la Crăciun să vină într-o iezle, să fie înconjurat de animale și încălzit și totuși prin simplitate și totuși prin durere, prin umilință, este ucis ca mai apoi să fim înștiințați de ce s-a întâmplat acest lucru. Întreaga viață a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, este prevestită de către prorocii Vechiului Testament. Dacă ar fi să intrăm în această zonă a prorocilor, am putea să vorbim până mâine dimineață cât se poate de lejer. Știm cu toții căderea în păcat atunci când au căzut protopărinții noștri Adam și Eva, că iată, moartea a venit prin om, a venit prin Adam și iată că această stare de înviere, de biruință, de a câștiga raiul vine prin noul Adam, adică prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Îl avem preînchipuit chiar și în șarpele de aramă care este în pustie pe toiag. Atunci când oamenii erau mușcați de șarpe, se rugau la șarpele de aramă și erau vindecați de șarpe. Practic este o prefigurare și cred că am înțeles cu toții la ce se referă acest lucru, în ideea că, iată, păcatul a venit prin șarpe, șarpele de aramă era biruitor, aducea vindecare în Vechiul Testament și iată cum noi ne rugăm Mântuitorului nostru Iisus Hristos răstignit pe cruce. De ce? Dacă noi suntem mușcați de șarpe, adică păcatul, da. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne ierte de păcat, pentru că suntem iertați, așa cum am văzut și în săptămâna aceasta a patimilor, vărsarea aceasta de sânge este din iubire, așa cum spuneai, cum spune Sfântul Ioan Evanghelistul, așa a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe unicul său fiu, ca oricine crede în el viața veșnică să aibă și mai mult să aibă. Da, deci e o dovadă de iubire sau dovada supremă de iubire. Îl avem chiar și prefigurat pe Mântuitorul atunci când Iona a fost înghițit de chit, de pește, când trebuia să spună ninivitenilor că urma să vină prăpădul peste ei și nu a făcut ascultare de Dumnezeu, s-a dus în largul mării și acolo a venit o furtună foarte puternică și a înțeles că din cauza neascultării lui l-a supărat pe Dumnezeu și atunci a cerut cumva să treacă de această furtună. Iată, l-a înghițit peștele timp de 3 zile, așa cum și Mântuitorul, iată, a stat în mormânt 3 zile și după aceea a ieșit la țărm, da. S-a dus în cetate și cei din cetate, iată că s-au pocăit. Bun. Și-au cerut iertare lui Dumnezeu. Bat clopotele aici la Mănăstirea Caraiman, s-au strâns deja foarte mulți oameni și în curând, de fapt, observ că s-au stins și luminile. E un moment de sacralitate, e un moment atât de frumos. Practic, aceste 20-30 de minute până la momentul când vom ajunge la miezul nopții, te încarcă cu foarte multă emoție. Practic, încă o dată, această emoție ne face să simțim tot ceea ce s-a întâmplat acum 2000 de ani, corect? Da, este o întreagă emoție, pentru că ce se întâmplă în acest moment? Toate luminile din biserică sunt stinse. Nu există niciun fel de sursă de lumină. Să vorbim de ce? Singura, dacă ar fi să te întreb pe tine de ce, cred că ai ști să dai răspunsul și ceilalți știu să dea răspunsul, starea aceasta de întuneric în care era lumea. Și singura lumină este cea de pe Sfânta Masă, care simbolizează lumina învierii, și preotul ia lumină de pe Sfânta Masă, de la această candelă, și atunci o împarte credincioșilor și ca un izvor pur și simplu curgător, iată, din mână în mână, credincioșii își oferă această lumină a învierii și iată că întunericul se spulberă. Vrednicul de pomenire, înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, spunea foarte frumos că această înviere a Mântuitorului nu este o performanță. A vrut el să arate că este un Dumnezeu care e în stare să și învie. Este mai mult decât atât. Este o lucrare. Iată, Dumnezeu nu doar că a pătimit pe pământ, nu doar că a fost răstignit
a murit și a înviat. Este mult mai mult decât atât, este mult mai profund. Prin această răstignire, iată că noi primim raiul în primul rând. Dumnezeu s-a pogorât în iad și a scos oamenii și cei care erau legați în legăturile iadului și așa s-au deschis cerurile. Iată cât de importantă este această lucrare a lui Dumnezeu. Dacă vedem doar cu ochii aceștia lumești, a murit, a fost răstignit, a murit și a înviat. Dar este mult mai mult decât atât. Și în această stare de înviere suntem chemați toți la învierea cea de obște. Pentru că noi toți vom învia. Și mi-aruc aminte de tot așa de o pildă. La un moment dat se duce cineva la un călugăr și îl întreabă cum oare vor învia toți oamenii. Adică se gândea el așa, necredincios fiind, cum oare se vor aduna toate osemintele din toate colțurile pământului ca să învie la învierea aceasta cea de obște. Și părintele stă și cugetă, se gândește și merge în chilie, ia un magnet și a început să dea cu magnetul peste pământul din curtea mănăstirii și de magnet se prindeau toate metalele. Și zice, uite, vezi cum a ieșit din pământ și din nisip toate aceste metale și s-a prins din magnet? Dacă magnetul a putut să facă asta, oarecum Dumnezeu nu poate să facă care acest este lucru? Care este Tatăl Atotputernic. Exact, exact. Cum mic să imposibil. Nu facă și El acest lucru? Și în această stare suntem și noi chemați la învierea cea de obște, fără dar și poate, nu este nici exclusivă, este la îndemâna oricui, nu înseamnă că cineva are acces și altcineva nu, în ideea că atâta timp cât trăiești această credință în Dumnezeu, atâta timp cât mergi, te mărturisești prin Sfânta Taina Spovedaniei și ești în legătură continuă cu Dumnezeu și faci faptele cele bune și mai ales ai această nădejde că Dumnezeu poate ierta orice atâta timp cât și tu ierți la rândul tău, pentru că altfel cum am mai putea să rostim rugăciunea Tatăl nostru? Corect. De unde știm că faptele pe care le facem sunt într-adevăr bune? Un creștin ar răspunde că niciodată nu sunt suficiente fapte bune și avem pilda aceasta a fecioarelor care adunau, nu au avut un de lemn în candele lor ca să intre împreună cu mirele. Avem această pildă a celor 10 fecioare în care 5 dintre ele aveau un de lemn în candele și au intrat, iar 5 nu au avut. Acest un de lemn este practic aceste fapte bune ale noastre. Niciodată nu este un anumit număr și dacă stai să te gândești că trebuie să faci un număr doar pentru a-l realiza, să crezi cumva că gata, ești asigurat, ai câștigat raiul, de fapt l-ai pierdut. Cea mai mare falsitate, corect. L-ai pierdut. Să crezi acest lucru. L-ai pierdut și mai ales că și Mântuitorul zice că oricine va ține la sufletul lui și îl va pierde. Și acum o să mă întreb probabil, pe cum adică dacă nu țin la sufletul meu, atunci cine? Păi tocmai, uite, încercăm să răspundem la aceste întrebări pentru cei de acasă. Da, pentru cei de acasă răspundem că aici este esența și este cheia. Că oricine își va pierde sufletul pentru Dumnezeu, acela îl va afla. Și ce înseamnă să fie? Ce frumos, asta e din Proverbe, cred, nu? Nu, din Sfânta Scriptură. Da, mă gândeam că tot de acolo, din Proverbe. Chiar din Sfânta Scriptură, chiar de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, când spune că oricine ține la sufletul lui și îl va pierde, dar oricine îl pierde pentru Dumnezeu îl va câștiga. Ce înseamnă să pierzi? De fapt, nu îl pierzi. Adică în ideea că ai pierdut ceva. Nu, Doamne ferește. Și din potrivă câștigi, din potrivă, dar câștigi, dar Dumnezeu, cum a câștigat lumea? Doar așa pentru sine, ca să se impună El ca un Dumnezeu, să El să a jertfi pentru toată lumea. Prin umilință, prin bătaie, prin chin, prin acceptare, prin îndurare. Toată viața aceasta a Mântuitorului, de fapt, a fost și este cumva o oglindă a fiecărui creștin. Trebuie să fii pregătit și să postești și să te rogi, cum și Mântuitorul s-a rugat în grădina Ghețimanii, a suferit și batjocură și bici și, foarte important, dacă noi în ziua de astăzi am fi neîndreptățiți, cu toate că poate nu am greșit sau nu meritam lucrul ăsta, n-am supărat? Eu cred că da. Cred că da, bineînțeles că ne supărăm. Numai dacă ne vorbește cineva pe un alt ton sau ne simțim cumva jimiți în secunda următoare, ne-am supărat. Pe când Mântuitorul ce greșeală a făcut, ce păcat a avut și iată a suferit atâta și nu orice fel de moarte. Iată a suferit cea mai curentă moarte de atunci.
să fii răstignit pe lemn și iată că aici vorbim și de semnificația Sfintei Cruci. Da, era un instrument de tortură, cel mai rău instrument de tortură. Pentru că ce se întâmpla în vremea aceea, practic, atunci când îți băteau și piroanele în mâini, să nu ne gândim că erau cuie din acesta din supermarket. Da, exact. Erau foarte ruginite și piroane cât se poate de groase și de lungi, iar corpul pur și simplu se susținea doar în acele piroane și intervenea și septicemia. Este o moarte foarte cruntă pentru că simți cum se scurge viața din tine. Deci nu a murit pur și simplu. Și după ce au mai venit și au mai și verificat cu o suliță. Da, au verificat și cu sulița pentru că el deja murise și cum, așa cum spuneam că și Vechiul Testament s-a prevestit această viață a Mântuitorului, că niciun os nu se va zdrobi din el. Văzând ostașii că el deja murise, atunci ostașul a luat sulița și i-a pus coasta și a curs sânge și apă. Suntem cu toții creștini în această perioadă sau prezenți în biserici. În această săptămână am văzut foarte, foarte mulți tineri, foarte mulți oameni care mergeau și în București peste tot la biserică. Cum facem să păstrăm această lumină vie, să păstrăm acest interes pentru biserică și această bunătate parcă atât de mare nu mai simțim în nicio perioadă a anului? Cred că atunci când îl ai pe Dumnezeu în tine, o faci în chip firesc. Nu te chinui, ca să spun așa, nu te chinui să fii un om bun. Pur și simplu bunătatea face parte din tine. Dacă tu lași pe Dumnezeu să intre în inima ta, de acolo lucrează Dumnezeu pur și simplu. Ortodoxia, credința, biserica nu este un mod de viață. Este o trăire, este mai mult decât atât. Atunci când spui că ești ortodox, nu te etichetezi într-o anumită credință. Sunt așa, da? Sunt așa, da, exact. Pur și simplu trăiești. Ortodoxia este o trăire, a fi creștin este o trăire, a face Dumnezeu parte din tine este o trăire. Nu faci o faptă bună, așa cum am spus, doar pentru a avea acest interes al mântuirii. Doamne ferește, trebuie să vină cumva din inimă să faci acest lucru. Nu este suficient doar să-l faci ca să bifezi acolo pe listă, gata, am făcut-o și pe asta. Dacă vezi un om că cade pe stradă, tu sari în ajutorul lui, poate chiar înainte să atingă pământul, numai ca să-l ajuți pe cel de lângă tine și să nu treci neapăsător pe lângă el. Foarte, foarte important ce ai spus și sper să înțelegem acest lucru și oarecum să și înțelegem și aplicăm, că e mai important cu aplicatul, corect. Da. Dar poate un credincios care e credincios prin natura sa, merge la biserică și are încercări. Spune-ne, te rog, de ce vin aceste încercări? De ce Dumnezeu îngăduie încercările unui în viața unui creștin? Pentru că am auzit de multe ori oameni care sunt mai prezenți la biserică, mai înclinați spre credință și totuși mai încercați. Și oameni care nu prea se declară chiar agnostici sau se declară necredincioși, atei, au parcă sănătate mai multă, au parcă stare de bine mai pe o perioadă mult mai lungă. De ce se întâmplă asta? Am spune probabil că, așa cum tâlcuiau și Sfinții Părinți, că atunci când deja diavolul te are în ghearele lui, el nu se mai zbate, că deja ești al diavolului. Deci, și practic, ai o viață așa cât se poate de liniștită. Momentul în care începi să te apropii de Dumnezeu și să mai urci o treaptă pe scara mântuirii, așa cum este reprezentat și prin scara Sfântului Ioan Scăraru, în momentul în care tu începi să te înalți către Dumnezeu, apar și aceste încercări. Dar încercările nu vin ca să te doboare și să, n-aș spune să înțelegem acest lucru, să conștientizăm mai degrabă, să conștientizăm acest lucru, că noi primim tot felul de încercări, dar atenție, niciodată nu vom primi încercări mai mari decât putem să le ducem. Încercările sunt o lecție. Dacă noi reușim să deprindem lecția din încercarea respectivă, vom reuși să trecem și peste ea. Până la urmă, aurul, ca să fie aur, trece prin un întreg proces. Și păstrat la loc de cinste. Bun. Ce urmează după această seară? După această seară
seară de vedere în care vom lua lumină și vom participa la Sfânta Liturghie. Așa cum spuneam, nu este suficient doar să venim să luăm lumină și să plecăm acasă, gândindu-ne la cozonat și la drop, la ohle roșii și la miel. Este cu mult mai important să rămânem la Sfânta Liturghie, să luăm Paște. Iată, în această perioadă vom lua și Paște înainte de aghiazmă. Duminică, respectiv mâine dimineață, va avea loc o slujbă mai scurtă decât cea de astăzi, pentru că nu se poate săvârși Sfânta Liturghie de două ori, se săvârșește în această... Pentru că depinde în funcție de biserică, știu că slujba se întinde și pe 3-4 ore în această seară. Da, poate dura până la 3-4 dimineața și avem o rugăciune, de fapt, un cuvânt de învățătură. Știi cât de mult îmi place cuvântul acesta de învățătură al Sfântului Ioan Gură de Aur? Spune că acest praznic este luminat și să venim la ospăț toți, cei ce am postit și cei ce nu am postit și cei ce am postit din ceasul întâi și cei ce am postit din ceasul al doilea, al treilea, al 11-lea, al 12-lea, numai să venim la înviere să-L vedem pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos înviat. Spune că poate se termină mai târziu. Slujba de mâine dimineață cu siguranță va începe un pic mai târziu. Este numită în popor a doua înviere. Dar nu înseamnă că Mântuitorul învie de două ori. Este o altă slujbă din practica aceasta liturgică a bisericii, în care sunt aceste cântări ale învierii. Știu că e o perioadă foarte importantă și după momentul din această seară, în următoarele 40 de zile. La fel, e foarte important până în momentul în care sunt rusaliile, înălțare. Vorbește-ne puțin despre asta. Da, până la înălțare, iată, avem așa acest salut creștinesc, Hristos a înviat. Tot în vrednicul de pomenire înaltă, Sfântul Bartolomeu Anania spunea că în aceste trei cuvinte este practic toată istoria mântuirii noastre. Hristos a înviat. Cât de simplu. În aceste trei cuvinte avem această istorie, avem această cale spre mântuire. Ne salutăm cu acest salut, Hristos a înviat, dar să știi că Sfinții Părinți spun că trebuie să ne salutăm și în duminică, în fiecare duminică cu acest salut, Hristos a înviat. Este un salut al creștinilor din vechime și ne salutăm cu Hristos a înviat. De ce? Pentru că învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a avut loc fără martori. Nu a fost nimeni de față atunci când Mântuitorul a înviat, dar El s-a arătat Mariei Magdalena și ucenicilor în starea aceasta de înviere și iată că Toma nu era atunci de față, de aceea vom avea următoarea duminică, Duminica Tomii, cel care, să mai spunem popor, ești Toma necredincios. Dar avem o fericire pe care o adaugă Mântuitorul și spune fericiți cei ce nu au văzut și au crezut. Adică să-L vezi pe El în seara aceasta, să-L știi, să-L vezi că a fost pe cruce, a murit și a înviat, e ceva palpabil. Ai văzut cu ochii tăi. Cum mai spune și noi, nu cred până nu văd. Dar să crezi și să nu vezi este cu adevărat și mai minunat acest lucru. Și de aceea Toma, nu neapărat că era Toma necredincios, ci tocmai că el avea această bucurie în el, încât simțea nevoia să pună degetul și Mântuitorul îi zice: adu, Toma, degetul tău încoace și nu fi necredincios, și credincios, adică pune mâna și vezi că eu sunt. Pentru că foarte puțin timp a mai rămas, vreau să ne vorbești puțin despre cea de-a doua vorbire, despre partea în care în Apocalipsă se vorbește despre venirea lui Hristos. Spune-ne puțin cum ne învață Biblia, cum ne învață Sfânta Scriptură să ne pregătim pentru cea de-a doua venire. Pentru că ea se poate întâmpla oricând. Ea se poate întâmpla oricând și până la a doua venire s-ar putea să vină venirea, plecarea noastră din această lume, aceasta personală. Sunt două tipuri de judecăți, judecata particulară și judecata universală. Judecata aceasta particulară are loc atunci când noi plecăm din această lume, la 40 de zile ne înfățișăm în fața judecătorului. Iată, Dumnezeu judecător stând pe tron și cu Maica Domnului alături, de aceea trebuie să o avem pe Maica Domnului mijlocitoare încă din timpul vieții, ca ea să mijlocească pentru noi cu rugăciunile ei de mamă, pentru că care a fost prima minune a Mântuitorului?
Cana Galilei. Da, și a și respectat mama. Da, vedem că prin mijlocirea ei a făcut această minune. Luăm o scurtă pauză de publicitate. Cornelius Constant, Florin Stoica, îți mulțumesc tare mult pentru prezența ta în această seară aici la Metropola TV și te aștept și în studioul de la București, pentru că știu că avem multe de vorbit. Doamnelor, domnilor, luăm o scurtă pauză de publicitate. În mai puțin de 10 minute ne reîntoarcem aici la Mănăstirea Caraiman și vom primi cu toții vestea învierii Domnului. Să aveți sărbători pline de lumină. Giurgiu și mormântul arată taina ce este în tine, din deci. Sfeștii cu cel curios înseamnă sfatul cel ce te-a născut, care m-a înnoit în tine, mare credință. Prin moarte ai prefăcut o mărânea prin un probabil stricăciunea. Stricăcios ai făcut trupul pe care l-ai luat.
Când se lumina de ziua cea dintâia săptămânii, a venit Maria Magdalena și cealaltă Marie ca să vadă mormântul. Și iată s-a făcut cu un tremur mare că îngerul Domnului coborând din cer și venind a prăvălit piatra și ședea deasupra ei. Și înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă precum zăpada. De frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau și s-au făcut ca morți. Iar îngerul răspunzând a zis femeilor, nu vă temeți, că știu că pe Iisus cel răstignit îl căutați. Acolo îl veți vedea. Iată v-am spus vouă, iar ele plecând în grabă de la mormânt, cu frică și cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor lui. Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând, bucurați-vă! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Atunci Iisus le-a zis, nu vă temeți, duceți-vă și vestiți fraților mei să meargă în Galileea și acolo mă vor vedea. Și plecând ele, iată unii din strașe venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate. Atunci, adunându-se ei împreună cu bătrânii și ținând sfat, au dat bani mulți ostașilor zicând, spuneți că ucenicii lui venind noaptea l-au furat pe când noi dormeam. Și de se va auzi aceasta la dregător, noi îl vom îndupleca și pe voi fără grijă vă vom face. Iar ei lunul arginții au făcut precum au fost învățați. Și s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi.
Slavă ție, Doamne! Slavă ție! Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Se topește ceara de la fața focului. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Așa pierd păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții se veselesc. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruind. Care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Hristos
Hristos a înviat din morți cu moartea, pe moarte călcând, și celor din mormântul viață dăruindu-le. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru preafericitul părintele nostru Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Cuviosul, părintele nostru stareț, arhimandritul David, dinpreună cu toți părinții, frații, cântăreți acestei sfinte mănăstiri, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mare orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfântă mănăstirea aceasta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru bună întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. De prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare.